Avem tendința aceasta ca să ne uităm la unii care sunt loviți de Dumnezeu, care evident sunt sub judecata lui Dumnezeu și să încercăm să contribuim și noi la acea judecată. De parcă am fi un fel de proxy al lui Dumnezeu. De parcă dacă oricum sunt sub judecata lui Dumnezeu, avem și noi voie să mergem să le dăm câteva picioare cât sunt la pământ. Și este o lecție pentru noi să înțelegem că faptul că Dumnezeu se judecă cu un om sau se judecă cu un popor, nu înseamnă că noi avem dreptul să ne judecăm cu acel om sau cu acel popor. Sau că noi avem dreptul ca să mergem și să rănim pe acea persoană. Noi nu avem niciun drept ca să fim făcători de răi, încercând ca să spunem că este cumva parte din planul lui Dumnezeu. Nu avem niciun drept ca să lovim chiar în cei răi care sunt loviți de Dumnezeu. Pentru că și noi am meritat aceeași dreaptă judecată.